A patra săptămână din iulie va fi marcată de influența puternică a Soarelui, care simbolizează personalitatea exterioară în astrologie. Această perioadă va pune accent pe realizarea personală și interacțiunea dintre individ și societate, intrarea Soarelui în zodia leului, cu un trigon simultan cu Neptun și un aspect armonios cu Marte și Pluto va aduce o perioadă de creativitate intensă și mândrie pentru realizările personale. Lei vor simți un val de energie și putere interioară, pe care o vor canaliza spre obiective strălucitoare și inspiratoare. Intuiția lor sporită îi va ajuta în situațiile dificile, iar cei implicați în sfera publică, proiecte sociale sau politică vor fi deosebit de avantajați, Berbecii și săgetătorii vor începe săptămâna cu acțiuni decisive în carieră. Berbecii vor miza pe forțele proprii, în timp ce săgetătorii vor colabora cu cei din jur pentru a-și atinge scopurile. Scorpionii vor descoperi și utiliza puterii mistice interioare pentru a-și influența adversarii, provocând atât invidie, cât și frică. Aceasta le va permite să manipuleze situațiile în avantajul lor. Capricornii vor avea oportunității de a găsi parteneri pentru proiecte de afaceri comune, promițând succes în viitorul apropiat. Aceasta este o perioadă propice pentru investiții și colaborări creative. Peștii vor avea un succes deosebit în domeniul psihologiei. Terapiile personale și vizitele la psihanalist vor fi extrem de eficiente, ajutându-i să depășească blocaje emoționale și să găsească claritate mentală. Mijlocul săptămânii va fi marcată de opoziția dintre Soare și Pluto, care va duce în prim plan probleme legate de putere și autoritate. Această perioadă poate fi tensionată și dificilă pentru mulți dintre noi, fiind necesară o abordare atentă și strategică. Lei vor simți opoziția prin respingeri serioase la încercările lor de a extinde influența sau de a profita de resursele altor persoane. Aceștia ar trebui să fie precauți și să evite confruntările directe, canalizându-și energia spre introspecție și singurătate. Scorpionii, în loc să câștige respect, pot provoca teamă și evitare din partea celor din jur. Este important să se concentreze pe autoanaliză și să evite comportamentele autoritare. Berbecii se pot confrunta cu nedreptate, mai ales în sfera sexuală și în relațiile cu partenerii este esențial să rămână calm și să evite conflictele directe. Tauri, fecioarele și capricornii ar trebui să evite să rezolve probleme financiare sau să facă investiții. Amânarea deciziilor financiare importante este recomandată pentru a evita riscurile. Gemenii, balanțele și vărsătorii ar trebui să evite contactele cu oficialii guvernamentali, amânând orice vizite la autorități până la o perioadă mai favorabilă. Peștii pot manifesta o tendință spre inconstanță și trădare, fiind de necesară o atenție sporită la comportamentul lor. Săptămâna se va încheia cu un set intens de aspecte astrologice, culminând cu lună plină în zodia Capricornului. Quadratura dintre Mercur și Uranus și sextilul dintre Venus și Jupiter vor aduce atât noroc material, cât și modificări neașteptate în procesele curente. Săgetători, pești și racii vor simți o stabilitate crescută în afaceri și creativitate, având perspective clare pentru viitor. Capricorni, vărsătorii și scorpionii vor căuta soluții non-standard, având succes prin surpriză, inteligență și adaptabilitate. Balanțele și taurii vor beneficia de călătorii reușite și de îmbunătățirea relațiilor cu partenerii. Gemenii și fecioarele vor întâmpina provocări în muncă și afaceri, necesitând sprijinul managementului pentru a depăși dificultățile. Sfârșitul săptămânii va duce și un sextil armonios între Soare și Marte, întărind influența masculină asupra societății prin cererea de calități precum activitate intelectuală ridicată încredere în sine și forță fizică. Această configurare astrologică va favoriza acțiunile eficiente și productive în diverse domenii. Săgetătorii, leii și berbecii vor avea ocazia să conducă procese profesionale, demonstrându-și calitățile de lider. Aceștia vor fi remarcați pentru abilitățile lor de coordonare și inițiativă. Peștii, scorpionii și racii vor ocupa primele poziții în sfera publică, având ocazia să se exprime clar și convingător. Aceasta este o perioadă excelentă pentru a-și promova ideile și pentru a influența pozitiv mediul în care activează. Tauri, fecioarele și capricornii vor putea să înceapă proiecte noi și interesante, pe care le-au amânată din lipsă de timp și energie. Aceasta este o perioadă propice pentru a-și materializa visele și pentru a face progrese semnificative. Gemenii balanțele și vărsătorii vor avea ocazia să-și îmbunătățească sănătatea și să scape de unele probleme de lungă durată. Activitățile fizice și practicile de auto vor fi deosebite de benefice pentru aceștia. Mijlocul și sfârșitul săptămânii viitoare vor aduce atât provocări, cât și oportunități. Opoziția Soare-Pluto necesită o abordare prudentă și introspectivă în timp ce sextilul Soare-Marte va favoriza acțiunile eficiente și realizările semnificative. Fiecare semn zodiacal va avea ocazia să-și valorifice potențialul și să navigheze cu înțelepciune prin influențele astrale ale acestei perioade. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!